Nu întâmplător, astăzi vom vorbi despre delicatețe, despre sărbători, despre frumusețea uitată, dar atât de prețioasă a autenticului. Sunt prezențe delicate, aparent prețioase, pot impune rezerve, sunt discrete, dar pun pasiune în tot ceea ce fac. Pe lângă vocile calde, profunde, studiate, cântecele lor au trezit în cei care încă nu vizitaseră Botoșaniul dorința de a o face. Și pentru ca sărbătoarea floriilor să fie una de bucurie pentru întreaga creștinătate, am găsit cu atât mai potrivit să cunoaștem aceste trei fete frumoase, tinere și talentate, fetele din Botoșani. Bine ați venit, Simona, Lorena și Justina! Bine v-am găsit! Ce place așa când răspundeți în cor! Ne bucurăm din suflet pentru că iată e cale lungă de la Botoșani și nu știu dacă s-au făcut drumurile atât de netede precum eu nu le știu. Am sus și am ocolit drumurile, adică de pe jos. Adică zburat, așa? Justina, cu binecuvântarea părintelui. Da, cu binecuvântare întotdeauna. Pornim la drum și slavă Domnului că am ajuns cu bine. Vă mulțumim pentru invitație și salutăm pe toți cei care ne urmăresc în acest moment. Cu mare drag, noi ne-am propus astăzi să aducem o bucurie în sufletele tuturor celor care ne privesc, să le zâmbească inimile, pentru că astăzi zi de sărbătoare. Iată, ziua floriilor. Ce ne-ați adus? Am adus costume frumoase, costume autentice. Simona are o ie chiar din satul Draxin. Mai sunt lăzi de zestre acolo în Botoșani, spre exemplu, la Bacău nu sunt. Nu prea mai sunt nici la noi, din fericire. Te-am văzut pe YouTube, Simona, când vorbeai cu bunica și îi spuneai unde, mamaie, sunt lăzile noastre, așa cum se întâmplă în Bucovina, mai în partea de nord. Și Justina, înainte de emisiune, mi-a mărturisit că, într-adevăr, toate purtați și ei care să nu aparțină neapărat zonei Botoșaniului, ci din Bucovina. Mai apelăm și la lada de zestre bogată a Bucovinei. La prietenii noștri acolo. Da, pentru că au costume frumoase, ochioase și ne plac. Și pentru că la noi se găsesc foarte rar. Da, pentru că îmi spunea o bătrână că înainte femeile n-aveau timp să coase. De asta și ele de Botoșani sunt un pic mai simple. Păi de ce n-aveau timp? Pentru ele că și altele aveau. Se ocupau cu prășitul, cu munca de câmp, munca la câmp, cu femeile. Uite, eu mi-amintesc de bunica, imediat cum intram în iarnă, începea să-și construiască, să-și asambleze războiul și țesea foarte multe covoare. Bine, pe lângă plăpumi și scărmănau lână, bănuiesc că sunt aceleași obiceiuri și în Botoșani. Da, într-adevăr, femeile gospodine munceau întreaga iarnă, așa cum era rânduiala satului de odinioară. Doar că, într-adevăr, în zona noastră a Botoșaniului, în zona dinspre Prut, cel puțin, există o simplitate și o eleganță și o discreție a costumului popular. Cumva costumul de Bucovina a venit prin bogăția lui, prin și sobrietatea lui, pentru că există și sobrietate în costumul popular din Bucovina și parcă, cel puțin în fața camerelor, ia puțin ochii și de aceea probabil sunt mai căutate în lăzile de zestre, dar asta nu înseamnă că în țara de sus, la noi la Botoșani, nu există încă lucruri valoroase, poate mai puține, poate mai puțin păstrate și arhivate, dar ele mai sunt și așa câte mai sunt ele, cred că merită să fie scoase la lumină, așa cum a scos și Simona această cămașă deosebită din zona Copălăului. Da, 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 asta urma să zic că e o cămașă specifică zonei. Da, specifică localității de Baștină a mamei mele și cu această ocazie chiar vreau să-i spun mamei mele la mulți ani, pentru că ea este floarea familiei. La mulți ani se numește din Florica, noastră. La mulți ani, mama, să fii sănătoasă. Și cum s-a întâmplat să primesc această minunăție de cămașă? La un moment dat mi-a scris o doamnă pe Messenger: bună Simona, mă numesc, chiar îi dau și numele și mulțumesc încă o dată, Elena Țăruș, sunt din localitatea Copălău, originară, însă locuiesc de foarte mult timp în București și am o ie foarte frumoasă, chiar din comuna Copălău, pe care aș vrea să ți-o doresc, fiindcă te-am auzit într-un interviu că ai zis că nu ai nimic din zona ta și că nu se găsesc și că ți-ai dori foarte mult să ai o astfel de piesă autentică.
Și atunci mi-a trimis o fotografie și când am văzut-o am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru faptul că lucrez prin oameni și că această IE va ajunge la mine. Și că, uite, ni se fac astfel de bucurii, pentru că IA ta, dacă stau și o analizez, este într-un stadiu de păstrare foarte bun. Exact, da. Și eu m-am mirat când am văzut-o, că e foarte, foarte bine păstrată și oricum o port foarte rar, pentru că vreau să o păstrez și eu în continuare cât mai mult timp. Să ne încânți privirile de aici înainte. Într-o ediție anterioară, vorbind despre profesia la care visa când era mic, Gabriel Dorobanțu ne-a răspuns că își dorea să devină depanator de lifturi. Voi de mici știați că veți cânta sau la ce visați? Veșnica întrebare, ce vrei să devii când o să fii mare? Ce vrei să te faci? Simona. Eu, da, am știut de mică că vreau să merg pe acest drum. Această pasiune mi-a fost insuflată de către mama. Ea și-a dorit foarte mult ca eu să cânt și am încercat chiar de când eram eu micuță să mă învețe diferite cântece populare și așa am prins drag de muzica populară. Ulterior m-a și înscris la o școală de specialitate, la Liceul de Artă Ștefan Lucianil Botoșani, și acolo am studiat muzica până în clasa 12-a. Ce instrument ai studiat? Până în clasa 8-a vioară. Și apoi la liceu am făcut canto și studii teoretice. Și bunica a cântat la nunți, dacă știu eu bine, pentru că am văzut-o la un moment dat într-o discuție cu tine și spunea că odinioară era aplaudată și admirată de cei care se aflau la nuntă. Da, da, mai cânta în tinerețe, oricum ea a avut o voce foarte bună, nu a fost șlefuită, dar și acum, la 86 de ani aproape, mulțumim, încă mai poate cânta și chiar sunt uimită de faptul că intonează foarte, foarte curat, foarte corect. Lorena. Mie de mică mi-a plăcut să fiu în centru atenției. Așa. Tata a observat, tata fiind dirijorul orchestrei de Mugurelul din Dorohoi. Încă de la vârsta de 5 ani, atunci am urcat pentru prima dată pe scenă și am cântat. Prima mea melodie a fost La oglindă. El a fost mentorul meu și este mentorul meu. La fel și mama, m-au îndrumat, m-au susținut. El este cel care m-a ajutat. Nu am făcut un liceu de profil, dar am urmat Universitatea de Arte George Enescu din Iași. În prezent sunt profesor de canto și da, de micuță mi-am dorit, așa cum tatăl meu i-a învățat pe copii tainele astea ale muzicii populare, așa mi-am dorit și eu să transmit mai departe tinerei generații. Chiar ai avut o apariție alături de Daniela Condurache în emisiunea Surprize, Surprize, Andrei Marin. Cred că atunci a fost debutul, ca să zic. Da, debutul a fost în Orchestra Mugurelul, dar când am mai crescut, doamna Daniela, împreună cu alții doi colegi, prieteni, Cristina Cojocaru și Iulian Cojocaru, regretatul Iulian Cojocaru, Dumnezeu să-l odihnească, am participat alături de doamna Daniela la foarte multe emisiuni. Ne-a luat așa sub aripa ei și ne-a învățat foarte multe lucruri și îi mulțumesc pe această cale că poate n-am făcut-o până acum. Iustina, tu te visai cântăreață sau preoteasă? Nici una, nici alta. Eu cred că nu am răspuns vreodată la întrebarea ce vreau să devin când voi fi mare. Și mi se pare foarte interesant că la mine drumul s-a așternut el singur, fără să-l caut. Pur și simplu am avut șansa să fiu în contexte potrivite, probabil, pentru momentul și pentru stadiul în care mă aflam. Și în copilărie și ulterior am fost descoperită la o sărbare școlară. Eram unul dintre acei copii cu potențial artistic cărora le plăcea să recite, să spună poezii și să fie în față la sărbări. Am fost descoperită de regretatul Constantin Lupu, un mare violonist și folclorist al Botoșaniului, de la Centrul de Creație, care în jurul vârstei de 8 ani chiar m-a luat sub aripa lui protectoare la Centrul Creației Botoșani. Și acolo am început o frumoasă colaborare cu Taraful Datina, apoi cu ansamblul Datina, pe care dumnealui îl coordona. N-am știut și n-am avut niciodată certitudini că aceasta va fi o cale de urmat. Știam că este o modalitate de a-mi petrece
timpul liber și am avut o copilărie foarte frumoasă prin prisma acestei îndeletniciri a cântecului popular pe care l-am descoperit într-o joacă împreună cu ceilalți membri din ansamblu Datina. Ulterior am crescut, am fost luată și în familia rapsozilor botoșanilor sub protecția regretatului Ioan Cobulă. Astfel că vrând nevrând m-am format în acest sens, pe acest drum și ulterior, după ce am încheiat și etapa festivalurilor, a concursurilor, am primit certitudini și încurajări că este într-adevăr o cale pe care o pot urma. Chiar dacă în paralel eu am absolvit un liceu de real, teoretic, matematică informatică și o facultate de litere la Iași, croindu-mi cumva un drum profesional în zona învățământului, în zona pedagogiei. Și am și fost profesor de limba și literatura română timp de 7 ani, dar iată că viața te aduce acolo unde probabil trebuie să fii, acolo unde ți este locul mai potrivit și după 20 și un pic de ani, iată-mă din nou la Centrul Creației, într-o altă postură. Felicitări pentru acest post interimar de manager, dacă zic bine. Da. Inițial am fost referent cultural, după care, într-o conjunctură potrivită probabil pentru mine, dețin acum această funcție de manager interimar și mi se pare foarte interesant cum lucrează Dumnezeu prin oameni și cum le rânduiește El cel mai bine. Asta dacă, nu știu, ai încredere că într-adevăr drumul pe care îl croiește El pentru tine este poate mai potrivit decât un drum pe care ți l-ai fi tu imaginat sau dorit. Cel puțin așa a fost în cazul meu. Nu am căutat în mod special ceva, dar am găsit ceva extraordinar. Și eu sunt foarte recunoscătoare pentru modul în care s-a așezat toată viața mea de până acum. Cât de frumos spus. Simona, mă întorc la tine. Documentându-mă despre voi, am descoperit că tu abordești și alte genuri muzicale. Dacă ai putea alege din perspectiva bucuriei sufletești, ce ai alege să cânți? Ce teme? Într-adevăr, am mai cochetat așa cu, și cu alte genuri muzicale, dar nu foarte îndepărtate de folclor, cum ar fi romanța sau cântecul lăutăresc. Sau o doina Minei Păslaru, cu care eu te-am auzit și am fost foarte impresionată. Oricum, cântecul popular rămâne pentru mine marea mea pasiune și dragoste. Și... Și mai ales, da, genul preferat ar putea fi genul liric, doinele, cântecele doinite. Aici mă regăsesc, aici e zona mea de confort. Nori negre
știu că ești mămică, că ai un băiețel de 1 an și 9 luni, ești tânără, trăiești o poveste de dragoste superbă de altfel, ai convingerea că iubirea pe care o trăiești acum ți-a fost scrisă? Da, oricum merg pe premisa că Dumnezeu știe ce este mai bine pentru fiecare. Am fost binecuvântată cu un băiețel, este o minunăție, dar cred că tot parcursul meu, adică educația de acasă, m-a făcut să aleg un băiat care să mă înțeleagă, care să ne înțelegem și să transmitem băiețelului nostru o educație frumoasă. Ai și nașele celui mic lângă tine. Da, sunt cu mătrele mele, sunt nașele lui Teodor și asta ne-a legat și mai mult. Uite, un alt cu metrele din Botoșani. Avem un cântec, 3 cu metre bune. 3 cu metre bune. Care vorbește cumva și despre relația asta care s-a închegat foarte bine de-a lungul anilor. Proiectul muzical plecând așa de la o idee de a promova județul Botoșani, iată că s-a transformat în timp într-o prietenie și într-o relație de familie, chiar putem să spunem. Într-un interviu acordat anterior Florentinei Fântânaru, am văzut că ați spus așa, fetele din Botoșani, mai pe urmă doamnele, dar încă nu ați trecut la statutul de doamne, pentru că Simona încă vă ține aici. O așteptăm în club. Nu se lasă ușor măritată. Iar tu, Justina, ai adăugat că vă doriți să fiți împreună până îți ajunge babele din Botoșani. Doamne ajută! Sunteți adorabile! Lorina, mă întorc la tine. Aș vrea să ne spui care este cel mai frumos moment al poveștii tale de dragoste de până acum cu soțul tău? Primul moment cel mai frumos a fost cel de la nuntă, dar cred că cel mai minunat și cel mai de suflet moment este atunci când am aflat că voi fi mămică și mai apoi când i-am dat naștere lui Teodor, pentru că eram și în plină pandemie. Eu sunt destul de emoționată atunci când merg la spital, mi-a fost frică de mică, dar nu știu, Dumnezeu parcă mi-a dat așa putere. De fiecare dată mă gândeam, oare o să pot să dau naștere unui copil? Mă gândeam că este multă suferință, dar Dumnezeu, nu știu, îi dă putere unei mame și iată că am avut și eu forța și puterea să dau naștere unui copil sănătos. Cum l-ai anunțat pe viitorul tată că veți aduce pe lume un copil? Eu eram la master la Iași și l-am sunat că nu mă simt bine și nu știu, mi-am făcut un test de sarcină, dar așa, întâmplător, nu m-am gândit. Mai apoi am aflat așa și l-am sunat. N-am mai avut răbdare să aștept, pentru că cu câteva luni în urmă, după ce ne-am căsătorit noi, tatăl socru a murit și era așa un gol în sufletul nostru și a apărut Teodor, care ne-a umplut sufletele. Justina, pentru că vorbim de copii, nu putem trece pe lângă acest subiect fără să discutăm și despre modul în care tu ai ales împreună cu soțul tău să aveți o urmașă, un urmaș, o urmașă, pentru că voi aveți o poveste plină de iubire și știu că ați înfiat o fetiță. Da, dar adopția este un mod la fel de firesc de a deveni părinte, la fel cum este și nașterea, este o alternativă binecuvântată de Dumnezeu și într-adevăr a fost soluția pentru noi. Suntem recunoscători la fel în fața cerului pentru această minune pe care o avem noi acasă. Da, nu știu, eu m-am obișnuit foarte mult cu subiectul, cu povestea. Suntem foarte bine acum împreună. Creștem, învățăm unii de la alții. Ați reușit ușor să vă atingeți bucuria asta? Știu că se fac multe demersuri și da, durează mult timp până asta. Procesul de adopție este mult mai ușurat, adică într-un an de zile noi am devenit părinți și chiar încurajez. Cât avea cea mică? 1 an și 5 luni când a ajuns acasă și acum are 4 ani jumătate și e o zgâtie de fată, energică, jucăușă, gălăgioasă, ne umple casa și ne-a umplut sufletele din prima clipă în care am întâlnit-o. Care sunt cele mai frumoase momente
care e cel mai, eu știu, care este cel mai emoționant moment în care, uite, îți dau lacrimile de bucurie atunci când ești cu cea mică? Cred că fiecare părinte are momentele de tandrețe cu puiul sau cu puii pe care îi are și la noi momentele astea vin cumva mai des dimineața, atunci când se trezește și e foarte drăgăstoasă și când o îmbrac, mă cuprinde într-un fel anume și îmi spune că mulțumesc mami pentru haine și îmi spune că mami ești frumoasă și mă îmbrățișează și îmi face ziua mai frumoasă. Și eu te văd că lăcrimezi și cred că e foarte emoționant. Asta și pentru că mi-e dor de ea, a fost la bunici o săptămână și... Chiar pentru că voi sunteți foarte ocupate, cine vă ajută cu părinții, Justina? Cu copiii, pardon. Care sunt părinții care vă ajută? Că până la urmă și o bonă substituie locul unui părinte și de cele mai multe ori e foarte importantă maniera și exact ce spuneai, momentele astea de tandrețe, de afecțiune, de care copilul poate fi lipsit primindu-le de la părinții pe care îi are, dar pot să-i fie oferite și de o bonă, de o bunică. De... Și la mine și în cazul Lorenei avem... parte de un suport și de un sprijin din partea familiei extraordinar și suntem recunoscătoare și norocoase pentru că avem părinții relativ aproape și atunci bunicii își fac datoria și își așteaptă nepoții cu cea mai mare, cu cea mai mare entuziasm, dar și nepoții abia așteaptă să stea cât mai mult cu bunicii pentru că e acolo o chimie între nepoți și bunici ce nu poate fi descrisă și poate simțită de noi ca părinți acum. Ne bucurăm că îi avem alături, le mulțumim, chiar eu una mă înclin în fața părinților mei și a tuturor rudelor care atunci când e nevoie sunt aproape și ne ajută. Ce se întâmplă într-o săptămână în care, uite, nu ești lângă cea mică? De obicei, atunci am foarte multă treabă, sunt evenimente, sunt plecări și de asta aleg să o las mai mult la bunici sau poate răcește, se îmbolnăvește și atunci, la fel, neputând să o duc la grădiniță, noi trebuind să mergem la servicii, apelăm la astfel de ajutoare din partea bunicilor. Simona, pentru că trăim o perioadă a sărbătorilor, aș vrea să ne spui care sunt momentele acelea la care ai vrea să te întorci din copilărie. În primul rând, la pregătirile pentru Sfintele Sărbători, era o rânduială înainte, adică țin minte că... Vorbește la trecut, ceea ce înseamnă că s-au produs niște schimbări de-a lungul timpului. Da, din nefericire. Dar țin minte că în copilărie, împreună cu sora și cu mama, trebăluiam foarte, foarte mult în întâmpinarea acestor sărbători sfinte și ne apucam cu o săptămână, cel puțin, poate chiar două, de curățenie. Scoteam totul de prin casă, spălam toate perdelele, văruiam copaci, spălam gardurile, tot. Și țin minte că mergeam și în oraș, la cumpărături și neapărat ne cumpăram haine noi pe care să le purtăm în prima zi de Paști. Mergeam la biserică, la sfintele slujbe, la Deni. Și nu știu, era așa o emoție aparte. Și acum mai există, doar că s-a mai diminuat așa emoția aia și rânduiala. Acum nu ne mai pregătim atât de intens cum era atunci. Ce nu se mai pregătește atât de intens? Poate nu mai reușim să ținem post. Eu cât am fost la bunici, spre exemplu, n-aveam ce să mănânc de fruct pentru că mâncarea era tot timpul de post și știu că se ținau aceste posturi integral, nu se făcea vreo excepție în vreo zi anume, decât dacă exista această dezlegare, cum e și astăzi, de altfel să putem să mâncăm pește. Postul, slavă Domnului, îl ținem chiar integral, dar nu știu ce nu se mai păstrează, poate... curățenia nu mai este ca odinioară, poate și pentru că s-au modernizat toate și nu mai este necesar așa o curățenie din aceea generală. Și oricum nu mai stau atât de mult pe acasă. Sunt diferite evenimente. Eu acum locuiesc în Iași și mă întorc așa, din când în când,
acasă, la Draxin, de unde sunt eu deloc, satul Draxin, comuna Bălușeni, județul Botoșani. Și cred că din acest motiv că sunt plecată și nu mai simt așa cum simțeam înainte venirea acestor sărbători. Și nu mai suntem copii. Sau poate că am crescut. Și nu mai e bucuria aceea să... Toți privesc așa cu nostalgie la copilărie, indiferent când s-a desfășurat ea, adică copilăria poate să fi fost acum 10 ani, acum 50 de ani. Toată lumea regretă acea stare pe care o aveam în copilărie și ne întrebăm de ce nu mai trăim lucrurile și evenimentele precum odinioară. Probabil pentru că atunci nu aveam griji, nu aveam multe pe cap. Acum cred că ne-am pierdut puțin din tihna și din rânduiala lucrurilor despre care vorbea și Simona. Le facem pe multe în grabă, în fugă, sub presiune, o presiune pe care tot noi o punem asupra noastră. Dacă ne-am mai relaxat puțin, dacă ne-am concentrat poate mai mult privirea spre interior, spre suflet, spre tihna minții, cred că am reușit să mai atingem acel echilibru pe care l-aveam odinioară, în copilărie, acea lejeritate sufletească cu care îmbrățișam aceste sărbători și să putem gusta așa din bucuria sfântă a sărbătorilor, mai ales acum în preajma sărbătorilor pascale. Este într-adevăr un farmec și o stare de spirit, o atmosferă specială care se creează doar dacă intri în această rânduială a pregătirilor, curățirea nu doar a casei, a căminului și a hainelor, ci în primul rând cred că e vorba de o curățire și de o pregătire spirituală pentru a îmbrățișa această sărbătoare așa cum se cuvine, prin participarea la slujbe, prin ținerea postului, printr-o introspecție puțin mai profundă. Da. Lorena, pentru că vorbim despre ce este frumos în interiorul nostru, despre perioada în care eram copii, tu poți să zici că retrăiești oarecum copilăria prin prisma celui mic. Poți să ne spui de ce anume ești absolut sigură că a preluat micuțul de la tatălui? Cred că e prea mic să-și dea seama. Da, încă este prea mic ca să-mi dau seama, dar oricum, a luat și de la mine, dar și de la soțul meu, Irinel. Sper că de la mine ce e bun și de la el ce e bun, ca să se facă un întreg. Așa ne dorim. Așa ne dorim, da. Eu am fost de micuță foarte agitată, în sensul că îmi plăcea să alerg mult, să nu stăteam locului nicio clipă. Și apropo de sărbătorile pascale, mi-aduc aminte că mergeam la Derska, la bunica mea, și acolo ne petreceam sărbătorile și mergeam seara să luăm lumină și eu rămâneam toată noaptea la slujbă. Venea tatăl meu și mi-aducea blidul ca să-l sfințesc eu dimineața. Atât de mult îmi plăcea să stau seara la slujbă și cu ceilalți copii din sat. Și după cum au spus și fetele, într-adevăr s-au mai pierdut aceste tradiții. Dar cred că este bine să transmitem copiilor noștri credința, dragostea asta pentru frumos. Ceva s-a pierdut sigur atunci când eram copil. Mi-amintesc că mergeam cu bunicii la Sfânta Înviere și stăteam până la final. Și când ajungeam acasă, trebuia să dormim, da? Și mai pe urmă era bucuria aceea, că oricum erai obosit, ajuns de la slujbă de dimineață să mai stai, să te mai ospătezi, eu știu, cu atâtea feluri de mâncare. Noi, pentru că țineam post... Exact. Tot postul. Tot postul, dimineața toată lumea era dornică să guste. Să guste câte un pic din bunătățile pregătite. Da. Eu țin minte că dormeam. Așa. Și când mă trezeam, mâncam. Exact. Întâi mă spălam cu ou roșu, cu bănuți, și apoi stăteam la masă. Și apoi mergeam din nou la biserică, l-am miruit. Mai faceți lucrul ăsta acum, să puneți un ou roșu în cana cu apă? Da. Eu asta vreau să spun, că eu nu simt neapărat că s-au schimbat foarte multe din copilărie până acum, pentru că încă le păstrăm noi. Rânduiala la noi, cel puțin la noi în familie, a rămas aceeași. Pregătirile se desfășoară la fel, participarea la slujbe e la fel de intensă, poate chiar mai intensă acum, pentru că soțul meu este și preot.
Gustăm slujbile așa cu multă bucurie, ne întoarcem acasă, încercăm pentru cea mică să păstrăm acea tradiție cu spălatul, cu ou roșu și cel mai mic și cel mai harnic ia și un bănuț, care se spune că aduce așa belșug și prosperitate, iar oul roșu simbolizează sănătatea și prospețimea. După care ne odihnim, ne trezim, mergem la bunici. Și la noi s-au păstrat aceste rânduieli. În prima zi mergem la bunica din partea mamei, a doua zi mergeam la bunicii din partea tatălui, i-am pierdut din păcate, dar acum mergem la socri, la bunicii ceilalți ai micuții Parascheva. Și atunci sărbătorile pascale și sărbătorile de Crăciun la noi sunt asemănătoare cu cele pe care le aveam în copilărie. Într-adevăr, au mai crescut, s-au mai adăugat poate niște poveri, niște presiune așa deasupra noastră, dar încercăm în momentele acestea cheie să le mai lăsăm deoparte și să ne bucurăm că mai prindem un Paști, că ne mai putem întâlni odată cu familia, că mai putem ajunge la biserică să luăm Sfânta Lumină și să ne bucurăm de esența până la urmă acestei sărbători, de faptul că am primit șansa la mântuire prin învierea Domnului. Veniți creștini la rugăciune în casa Domnului preasfânt. Veniți creștini, plecați genunchii și Justina, pentru că tot vorbim cu tine acum, vreau să ne împărtășești și nouă. Cum l-ai cunoscut pe părintele
și care e povestea voastră de iubire și te-a convins ușor că totuși e școană preoteasă, așa se zicea la mama Ian Sat, și ne interesează și cum ești privit acum. Cum ne-am întâlnit? Ne-am întâlnit în Iași Marilor Iubiri, atunci când eram studenți amândoi. Eu am mai spus această poveste, l-am văzut la un concert de colinde, l-am remarcat. Ulterior, el m-a zărit în Biserica Sfinții Trei Ierarhi, acolo unde mergeam după ce a dormit bunicul Adrian. M-a căutat, m-a găsit, m-a curtat. Mai mult, a insistat și pentru că a fost perseverent, în câteva luni a reușit să mă și cucerească. E un romantic și el și eu am fost așa pe aceeași lungime de undă din punctul acesta de vedere, drept pentru care am avut o prietenie frumoasă, liniștită, așezată, iar după aproape 2 ani ne-am căsătorit. Au trecut aproape 9 ani de atunci, nu-mi vine să cred, când mă uit în urmă. Și familia noastră e ca toate celelalte familii, cu bune și cu rele, cu bucurii și cu supărări, cu situații mai tensionate și cu situații foarte pline așa de armonie. Încercăm să facem față misiunilor care ne-au fost încredințate, atât el cât și eu. Nu cred că a fi preoteasă înseamnă a fi specială în vreun fel. Nu e neapărat un statut câștigat prin ceea ce fac eu, ci prin ceea ce este soțul meu. Dar încerc și eu, la rândul meu, să am o conduită dreaptă, corectă, să fiu un om care să inspire înspre bine și care să ajute. Nu știu, încerc să fiu un om bun, că până la urmă cred că asta contează. Să fim niște creștini cât mai buni. Altă diferență eu n-aș vedea. Dacă ne iubim soții și dacă încercăm să fim niște creștini nebune, atunci suntem și preotese bune. Simona, ție nu ți-a furat nimeni inima până acum? Sau poate că, și n-am aflat noi, nu te-a cucerit nimeni într-atât încât să spui, da, vreau să fiu o mireasă? Sau ne anunți aici în premieră că deja s-a stabilit data anunții? Poate aflăm și noi ceva. Nu pot să fac astfel de anunțuri încă. Nu, n-a fost să fie până acum, dar eu zic că timpul nu-i pierdut. Cine știe? Așa cum a spus și Lorena, Dumnezeu știe ce e mai bine pentru fiecare și la momentul potrivit, probabil. Ce calități trebuie să aibă acest făt frumos care să reușească să-ți fure inima, Simona? Da, nu neapărat că trebuie să aibă niște calități anume, adică nu am niște standarde. În mod obligatoriu trebuie să aibă ceva. Să fie mai înalt. Să fie cum? Cum? Mai înalt. Mai înalt? Da, eu sunt destul de înaltă, dar nu e aceasta neapărat, nu e aceasta o condiție. Să mă înțeleagă. Eu îi admir foarte mult pe soții fetelor că sunt foarte înțelegători cu ele și cred că de un astfel de om aș avea și o nevoie. Și ca să fac o glumă, să facă poze bune. Da. Neapărat să fac fotografii bune. Povestește-ne, Lorena, un pic despre proiectul vostru împreună. Cum a luat naștere? Cum v-ați cunoscut? Prima voastră melodie au fost 4 fete la început. Ulterior ați rămas în acest nucleu, ați format acest nucleu de 3 fete. Cum v-ați cunoscut? Iată că anul acesta facem 5 ani de când am înființat grupul ăsta, să zicem așa, Fetele din Botoșani. Într-adevăr, la început era doar o colaborare pentru melodia Hai la Botoșani, era și Loredana Călin. Simona și cu Iustina au venit cu ideea să facem un cântec reprezentativ pentru județul nostru. Am luat cele patru personalități marcante. Așa, și noi am zis să fim și noi 4. Mai apoi am zis că împreună avem mai multă putere și am decis să mergem pe același drum. V-ați propus de dinainte sau vă așteptați să aveți un astfel de impact, să fiți atât de iubite și atât de ascultate cu această melodie?
Nicio pentru că din această melodie am văzut că a ajuns până în Filipine, ba mai mult, știu că sunt proiecte care s-au demarat ulterior pentru netezirea acestor drumuri care se ducă spre Botoșani. Nu ne-am așteptat la un succes atât de mare și la un impact atât de puternic. Ne-am gândit că botoșenenii îl vor gusta și îl vor aprecia, dar iată că surpriza a fost foarte mare, observând că acest cântec a ajuns la inimile tuturor românilor, indiferent de granițele României. Ne-a bucurat, ne-a impulsionat să mergem mai departe, așa cum a zis și Lorena, nu ne-am pregătit pentru un proiect de grup pe termen lung, dar am învățat să luăm lucrurile așa cum se întâmplă, cum vin, și să luăm decizii pe moment. Așa a fost atunci, după acest succes al cântecului Hai la Botoșani. A fost odată și o decizie comună de a rămâne în acest trio și de a continua povestea fetelor din Botoșani. Și cred că povestea a continuat destul de frumos până acum. Dăm slavă Domnului pentru toate colaborările și toate proiectele care s-au născut ulterior acestei idei. Mai pe urmă s-a mai evidențiat o tematică, aceea a dârlăitului, adică toată lumea își propune să studieze această tehnică a dârlăitului, pentru că următoarea voastră melodie. Acum pentru telespectatori, mi-aș dori să le arătați cum se face acest dârlăit. Mulțumim! Da, noi nu am adus nimic nou, n-am inovat nimic, pur și simplu am adus din nou în atenția oamenilor sau așa a fost să fie ca acel cântec, așa, smoldovencele, să fie foarte îndrăgit și ascultat, și atunci oamenii au început să se întrebe ce fac fetele acelea pe acel cântec, pentru că foarte mulți oliși din zona Moldovei practică acest dârlăit. Noi, cel puțin eu, din copilărie, l-am învățat de la doamna Laura Lavri, care este, cred că, maestra dârlăitului. Da, chiar o îmbrățișăm, o salutăm și mulțumim că știu că ne apreciază sau cel puțin ne încurajează. Și că ne este model. Și ne este model. Da. Ne bucurăm că sunt destul de multe cântece în repertoriul nostru de grup. Chiar care înainte de așa smoldovencele. Au ajuns la sufletul publicului iubitor de cântec popular. Ești azi moldovenii mei, tiri-ri-ri-la. De pe toate băile, auzi cântă fetele, astea-s moldovenșile, tiri-ri-ri-la. Ca moldovenșile s-a așa, și la lucru știu lucra, și la horă știu juca, tiri-ri-ri-la. Când înșepa drâie, drâie și chiui vrei și nu le poți opri, tiri-ri-ri-la. Păi așa-s moldovenșile, tariuți le zgurile, tiri-ri-rim, tiri-rim, tiri-rim, tiri-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 ri
Doar ce furcășul tu fost, eu de-am mult la joc m-am dus, că la voi doar slugănos. Hai doar ce furcă să-mi gurea, eu cu fetele-o-i juca și-un scrip că ar mai cauta. Hai după scrip că mă lua și amândouă om cânta, ea cu mine, eu cu ea. Hai zis că cartele-ți plătesc, zi un joc moldovinesc, am uștit n-o vitesc. Și moldoveni și gura-i merge și pe scrip că o întreși. Doar să nu m-am mușcat, ir-ir-ir-la. Când aud trompetele plin și eu adrâi, gura mea n-o pot opri, ir-ir-ir-la. Ui, așa-s moldovencili, întreg și trompetele. Ir-ir-dem, 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 ir-ir-dem. Locului nu mai pot sta, tiririr.
ca trinșor în joc să-ți vânt, tiri-li-li-li-la. Că jocul fără toboșar e ca gardul fără par și cuptiorul fără șar, tiri-li-li-li-la. Ei, dar și eu doi apucă să varză cu gura mea, toba în urmă o-i lăsa, tiri-li-li-li-la. Că așa-s moldovii și liză întreg și tobili, tiri-li-li-lim, tiri-li-lim, tiri-li-lim, tiri-l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 i-
Moldoveanca lui așa, ca-n grin, ca-n de la, când îi arde flacăra, tiri-ri-ri-la. Hai de te întâlnești cu ea, din chipă la pădea, altfel vai de chelea ta, tiri-ri-ri-la. Dar moldoveancă și ne-a luat, trebuie să știa să purta, să stea drept pe lângă ea, tiri-ri-ri-la. Ei, dar oricât ar melița, oameni buni să știți așa, li mai dur și dragostea, tiri-ri-ri-la. Ui, așa-s moldoveni și li știu iubi și târlâie, tiri-ri-rim, tiri-rim, tiri-rim, tiri-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 ri
Chiar înainte de Așa-s moldovencele, am scos o piesă alături de Orchestra Lăutarii din Chișinău, Dragostea-i taină mare, prin care fiecare dintre noi își cântă povestea de dragoste. De la care momentul respectiv. De la momentul respectiv, da. Voi, până să ajungeți în acest punct sau pe acest podium, ați trecut și prin niște etape, și anume participări la concursuri. Justina, spre exemplu, noi ne-am întâlnit la Eu mi-s mândră în sat, când ai obținut acel premiu de popularitate. Pe da, Simona, deci... am admirat-o la fel în atâtea concursuri. Dar toate avem un istoric până în punctul de a până în punctul de a ne numi fetele din Botoșani. Adică nu am apărut așa deodată și... Unde v-ați întâlnit toate trei și ați zis hai să facem o melodie împreună? Păi noi ne cunoșteam din diferite contexte. Așa. De pe la filmări. Ne întâlneam. Da, spectacole, concursuri. Cum s-a produs hotărât să faceți acest proiectel împreună? V-ați sunat? Sau v-ați întâlnit pur și simplu și una a spus celorlalte două? Eu cu Simona am avut câteva proiecte și înainte de Hai la Botoșani, în care am colaborat, spectacole, chiar un colind pe care l-am făcut împreună. Și pur și simplu, la întoarcerea către Botoșani, am discutat această idee și am fost de acord să nu-l facem doar un duet, să mai luăm câteva fete alături de noi. Ne-am gândit că la intrarea în județul Botoșani există un panou pe care sunt reprezentate cele patru personalități, Eminescu, Ienescu, Iorga și Lucian, și am zis hai să fim și noi patru, ne-am căutat pe Lorena, pe Loredana, au acceptat. Am mers la studio după ce Simona a conturat linia melodică. Totul s-a întâmplat așa. Și într-un firesc aspect, nu știu dacă zic bine, totul a fost, financiar vorbind, o asumare a voastră. Da. Bine, absolut. Am înțeles că au fost unii care au crezut că a fost un proiect finanțat de autoritățile locale. Nu, dar nu. A fost o inițiativă privată, proprie, a noastră, finanțată de noi, dar ne bucurăm dacă prin această inițiativă am adus un plus valoare județului nostru. Cum au reacționat autoritățile? Vă cheamă acum la evenimente, sunteți invitate, sunteți apreciate. Să știți că au reacționat foarte frumos, cel puțin după impactul pe care l-a avut cântecul, imediat după lansare. Și apoi chiar le-am cerut sprijinul, așa în semn de recunoștință, recunoștința pe care ne-au manifestat-o în acel moment. Și am pus bazele unui alt proiect drag de-al nostru, inițierea spectacolului Hai la Botoșani. Prima ediție a avut loc în anul 2018, atunci când am fost ajutate de către autoritățile locale, și apoi în anii următori am realizat aceste ediții, a doua și a treia, pe propriile puteri. Puteri. Și chiar a treia ediție a fost un succes, un total succes. I-am avut alături și pe lăutarii din Chișinău, pe maestru Nicolae Botgros și mulți alți colegi de cântec foarte îndrăgiți. Și am dublat spectacolul, fiindcă a fost o,
o cerere foarte mare în privința biletelor. Pentru că am ajuns aici, vreau să vă întreb, pentru că aveți fiecare o experiență și împreună altă experiență, ce vi se pare că este greu și ce e ușor atunci când ești solist de muzică populară, artist? Greu este să te menții. Succesul poate veni ușor, poate așa cum a venit în cazul nostru prin acest cântec Hai la Botoșani, dar este foarte greu să te menții și mai ales să te menții la nivelul la care te-ai ridicat. Te-ai ridicat, da. Și mai ales în grup este greu să ne sincronizăm, pentru că fiecare dintre noi avem un serviciu, avem familie, dar dorința și ideile într-un grup vin mult mai repede și iată că sperăm de acum încolo să mergem pe același drum cât mai mult. Vi s-a întâmplat să fiți invitate undeva și să nu puteți ajunge? De câte ori. De foarte, foarte multe. Te pregăteai să spui ceva, Justina? Da, voiam și eu să adaug o greutate. Cred că e greu în ziua de astăzi, având în vedere că suntem invadați de trenduri, tendințe și valuri, să nu ne ia valul și să ne păstrăm o cale dreaptă din punct de vedere muzical tradițional. Și să rămâne stilul autentic. Încercăm să păstrăm un filon autentic. Bineînțeles că piesele noastre sunt compoziții, dar asta nu înseamnă că ne abatem de la reguli. De la regulile... Care ar fi aceste reguli, Justina? Care țin de text? Simona poate să ne explice mai bine, pentru că ea este și compozitorul celor mai multe dintre cântece. Iar cum reușești să creezi aceste melodii, aceste cântece? Cred că sursa de inspirație provine din faptul că am audiat foarte mult. Am avut, de-a lungul timpului, de mic ascult foarte multă muzică populară. Și fredonând. Și atunci când îmi place ceva din ceea ce fredonez, un motiv, mă registrez, încerc să îmi dau seama dacă nu seamănă izbitor cu altceva, mai apelez și la unii specialiști, să zic așa, care, sau nu neapărat specialiști, chiar am câteva persoane care recunosc foarte repede că la fel au ascultat foarte multă muzică populară și imediat își dau seama dacă seamănă sau nu cu altceva. Și atunci dacă îmi dau seama că totuși e ceva care are potențial și nu se aseamănă izbitor cu un alt fragment muzical, încerc să construiesc pe el. Așa, pe... Iar în privința textelor, încercăm să fie texte care să ne reprezinte pe noi. Ne cântăm de foarte multe ori poveștile și cântăm plaiul nostru botoșenean. Și apelăm la un prieten, la Mihai Pascar, care întotdeauna se pliază pe cerințele noastre și are grijă așa să ne facă texte care să fie în parametrii tradiționali. Dar acum să spunem și ce e ușor, fiind mai multe, așa, mai multe idei. Mai repede. Bineînțeles că lucrurile împreună, din punctul meu de vedere, se fac mai ușor, se fac și mai bine. Se șlefuiesc mai rapid. Și mie îmi place foarte mult să lucrez în echipă și chiar le sunt recunoscătoare fetelor pentru proiectul acesta. A fost un vis. Cred că sunt un om căruia îi place să lucreze în echipă și am destul de multe proiecte desfășurate așa, niciunul la nivelul la care am ajuns cu fetele din Botoșani, dar sunt foarte mulțumită că într-o lume destul de individualistă, aceasta artistică, totuși sunt oameni care, iată, își dau mâna și fac lucruri împreună și cred că sunt și mai frumoase și mai trainice și răzbat mai bine, mai ușor. Simona, pentru a ajunge astăzi aici, ai avut un drum lin, presărat cu petale, nu au fost pe parcurs și momente mai grele încât să te doboare? Nu am avut un drum bun. E adevărat că am fost și ajutată. Au apărut în viața mea oameni care m-au ajutat la un moment dat și chiar aș vrea să-i amintesc pe regretați interpreți Alexandru Dumbravă și Verica Galan Dumbravă, care au fost mentorii mei. Ei mi-au pus bazele în acest drum al cântecului popular și le sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. Dumnealor te-au luat de mânuță și te-au dus la regist. M-au luat sub aripa lor, așa este. Am fost cu dumnealor pentru prima dată în studio și am înregistrat primele cântece. Tot cu ajutorul dumnealor am ajuns și la
alți specialiști, cum ar fi dirijori sau folcloriști. De asemenea, m-au luat la primele emisiuni, spectacole. Și datorită domniilor lor, eu am pășit cu dreptul pe acest drum al cântecului popular. Apoi, pot să zic că se datorează și faptul că am fost foarte ambițioasă și perseverentă. Mi-am dorit foarte mult să particip la festivalurile concurs din țară și chiar a fost o etapă extrem de importantă pentru mine, aceea participărilor în concursuri de gen. Îmi plăcea foarte mult și chiar am foarte multe experiențe și multe premii câștigate care au contat foarte mult la devenirea mea ca artist profesionist, care sunt astăzi în cadrul ansamblului artistic profesionist Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași. Lorena, tu ești, deși cu fir așa foarte sensibilă, mai mereu ești cu zâmbetul pe buze. Ai doma perioade din copilărie, despre care ne povesteai că nu stăteai locului, tot timpul trebuia să faci câte ceva. Dacă am vorbit despre sentimente și exprimarea lor, cât de greu este să nu îi împovărezi pe cei de lângă tine cu vreo tristețe, cu să nu te plângi atunci când ai evenimente, când lumea te așteaptă cu zâmbetul pe buze? Atunci când urcăm pe scenă, cred că cei care vin să ne asculte nu își doresc să vadă pe cineva care este trist, își doresc să vadă pe cineva vesel, puternic. Într-adevăr, au fost și momente în care poate ne-a fost greu, dar am trecut peste. Am avut alături familie care ne-a susținut, ne-a sprijinit, așa cum și acum îmi este greu să plec de lângă cel mic, dar știu că rămâne pe mâini bune și sunt liniștit atunci când plec. Au fost și momente frumoase, au fost și momente mai puțin frumoase, dar toate au contribuit la realizarea omului Lorena. Sper, încă nu am ajuns acolo unde îmi doresc eu. Unde îți dorești, Lorena, să ajungi? În primul rând, vreau să fiu la fel, dar ca și orice artist, îmi doresc să am un album discografic la care lucrez acum. Sper că de curând să îl și lansez. Îmi doresc să ajung la sufletele celor care ne ascultă sau mă ascultă și îmi doresc să păstrez tradiția și folclorul botoșănean. Sfânta cununii lumii am ales-o pe vechi.
toată lumii. Sunt cu șel și mă iubești. Și pruncuțul nostru crești. Și-ni dragostea cunoaște, prunci din dragoste va naște, precum scrie în Sfânta Carte Lumii. Viața merge mai departe. Doamne, de la lumea toată, numai dragoste curată, și pe noi dă-ți străinițe, Doamne, împreună lângă Tine. Lucrați în prezent la un nou proiect. Da, lucrăm la mai multe proiecte. Cum am spus, noi greu ne sincronizăm, dar cu pași mici sperăm. Începutul e mai greu. Începutul e mai greu. Lucrăm acum la un cântec nou. Sperăm cât de curând să-l lansăm pe canalul nostru de YouTube. Ne dați câteva detalii despre acest cântec nou? Da, este un cântec despre nuntă, despre mire, mireasă, nuntaș, socri. Deci tematica va fi una de ritual, de nuntă. De ritual de nuntă. Da. Da, pentru că, slavă Domnului, și suntem așa recunoscătoare, suntem invitate la destul de multe evenimente private și atunci ne-a inspirat și acest lucru și am zis că trebuie să avem și un astfel de cântec în repertoriu. Sunteți mereu chemate așa, în formula aceasta, la nunți sau la evenimente? De cele mai multe ori. De cele mai multe ori. Oamenii preferă să venim împreună. Și cine se ocupă? Cine e managerul? Aici. Lorena, da? Lorena zis, sună la Iustina. Ce coană preoteasă, ai cu cine să o lași pe cea mică? Avem nuntă. Nu, fiecare cum? Dintre noi avem contribuția. Sunt convinsă. Simona este cu partea muzicală, eu sunt cu partea de evenimente, iar Iustina este cu partea spirituală și avățină, da, așa. Și nu, cu partea de comunicare, cu partea de promovare, cu partea de logistică, fiecare avem sarcini bine stabilite, pentru că suntem un grup și fiecare trebuie să aibă responsabilități, la fel cum avem și și beneficii toate din ceea ce ni se întâmplă. Aveți vreo istorioară așa hazlie sau ați avut peripeții, ne-am dorit și multe, să aflăm multe, și noi. Multe. Ce una acum, măcar. Cred că sigur ne-am gândit toate la drumul nostru către Chișinău. De acum. Ce s-a întâmplat 3-4 în drum ani. Către Chișinău? Am plecat de acasă, trei fete cu cuiete, fără să ne dăm seama că nu ne-am încărcat corect telefoanele, astfel încât nu aveam semnal după ce am trecut granița. Așa. Nu știam exact, nu aveam acces la hărți. Am luat-o după indicatoare, am ajuns în Chișinău. Am făcut pană. Stai că până la pană s-au întâmplat multe. Era aproape să rămânem fără combustibil. Am găsit până la urmă un loc în care am putut să alimentăm mașina, deși a fost la fel. Erați mai voi trei? Da, și era noapte. Cine conduce? Eu am condus atunci. Am ajuns în Chișinău, am găsit până la urmă, de fapt, trebuia să ajungem undeva la un hotel și nu mai aveau locuri disponibile, pentru că noi am crezut că ajungem la oarecare hotel la miezul nopții și găsim o cazare. Și nu a fost așa, era nu știu ce eveniment atunci în Chișinău și cam toate hotelurile erau pline. Și ne-a ajutat atunci o doamnă, cred că a dat telefoane vreo 20 de minute ca să ne găsească o cazare. Am ajuns la cazarea respectivă, a doua zi dimineață, trebuia să mergem la filmări la TV Moldova. Doar că noi, luându-ne după un taxi, nu aveam acces la hărți. Așa. Ne-am luat după un taxi pe care l-am rugat să meargă înaintea noastră și să ne ducă la TV Moldova, doar că domnul respectiv ne-a dus la TV Moldova, e o altă televiziune. Deci ați ajuns la o altă televiziune. Da, și a fost foarte interesant că noi am ajuns acolo în platou și toată lumea era foarte mirată cine sunteți voi și cu ce ocazie pe la noi. Și am zis că noi am venit la emisiune. La matinală. Cred că ei și-au dat seama de eroare. Ne-au spus unde ar trebui să ajungem. La fel, căutam un om care să ne ghideze, că noi eram și cu mașina noastră, dar nu știam
știam unde să ajungem. Am dat de un taximetrist care vorbea doar în limba rusă, noi nu cunoșteam rusa. Cum v-ați înțeles cu domnul taximetrist? A fost interesant, am încercat eu să apelez la minimele mele cunoștințe, dar mi-am dat seama că nu pot să fac față unei conversații și să înțeleg ceva din acea conversație. Până la urmă ne-a ajutat. Am oprit o persoană pe stradă care să explice ceea ce ni s-a întâmplat și unde vrem să ajungem. Și așa domnul respectiv a înțeles și ne-a dus. Am ajuns cu întârziere la emisiune, dar până la urmă am ajuns, slavă Domnului, după care ar fi trebuit să ajungem la studiourile Orchestrei Lăutarii pentru înregistrări. La fel, o altă peripeție. Am mers după o ambulanță care mergea în sensul respectiv. Am întrebat pe cineva cum putem ajunge la Orchestra Lăutarii. Ne-a spus că, uitați, luați-vă după autobuzul, numărul, nu mai știu cât era, și autobuzul s-o opream, stați, ne opream și noi. Iar mergea, iar ne opream și noi. Și într-un final am ajuns. După înregistrare a fost totul în regulă, dar ne-am la întors. Întoarcere, în bălții am făcut și o pană. Și bineînțeles, niciuna dintre noi n-a știut să schimbe roata. Iată, un drum memorabil. Da, exact. Cu satisfacții, cu aplauze, cu... Poate de asta acum de la Botoșani către București zburați cu avionul și nu mai vedeți. Și aici toată lumea vă înțelege, vă iubește, vă adoră. N-ar fi greu să ajungeți acolo unde sunteți chemate. Se întâmplă multe și în cadrul evenimentelor. Ne se Ia, de la un eveniment. Nu. Ba da. Gândesc. Chiar acum vara aceasta. Nu, Justina deja identificase un moment în care urmează să povestesc. Vara aceasta eram la un eveniment și suntem în centru, printre Hori. Oameni, în horă, și la un moment dat era o melodie mai mișcată, era, cred că așa-s moldovencele, și o doamnă era destul de energică așa să danseze și am împins-o pe Justina, dar am împins-o atât de tare încât pur și simplu toate trei am început să râdem. Nu, dar problema e că am ricoșat în Lorena și Lorena s-a mișcat și ala. A fost o situație din asta. Și n-a fost odată, a fost de mai multe ori. Am intrat într-o criză de râs, efectiv, am lăsat strofa, nu, și mai vă cine să cânte. Da, am cântat cu formația și atunci ei ne-au salvat. La un moment dat, tot așa, știți cum se întâmplă la anunți, mai colaborezi cu oamenii, mai zici câte o strigătură, le mai zici pe nume și zic eu o strigătură de mire și spun Mirelui. Așa e Răzvan sau nu mai știu cum, dar numele lui nu era. Nu era Răzvan. M-am simțit atât de prost atunci, dar se mai întâmplă. Nu-i nimic. L-ați botezat. Sau dedicații, la un moment dat am făcut, o venit cineva și ne-a șoptit la ureche să facem o dedicație mamei Miresei și noi din gălăgia respectivă nu am înțeles foarte bine și am zis că îi urăm la mulți ani mamei soacrei care din păcate era... nu mai era printre noi. Da, se mai întâmplă. Da, să ne fie cu iertare, oameni suntem și cu cât avem mai multe experiențe, probabil cu atâta lista noastră sau cartea noastră plină de povești, acest gen se va tot mări. Știți cum se spune, nimic nu e întâmplător, Dumnezeu știe El drăguțul cum le așează, sunt curcate căile Lui, chiar și atunci când mergem spre Chișinău. Înainte să începem emisiunea, aș vrea să afle telespectatorii, Justina, că ți-am zis că de ce ai avea emoții că tu pleci de acasă preoteasă fiind cu binecuvântări și ai zis să mai primi și la înaltă dăți binecuvântări și ia că am făcut pană sau... Da, asta pentru că depinde foarte mult de noi și de ceea ce facem noi. Binecuvântarea lui Dumnezeu există, dar dacă noi nu facem alegerile inspirate, cu ce-i devină bunul Dumnezeu? Simon, dă-ne o definiție a fericirii, a momentelor în care tu te simți cel mai bine. Mi-e greu să dau o definiție a acestei stări, care e important așa pentru firea omenească. Care sunt momentele care îți aduc ție o împlinire? De fiecare dată când... nu știu, am parte de o realizare foarte mare. Dar dincolo de scenă. Dincolo de scenă. Simona cea de acasă, cea pe care nu o știu telespectatorii, nu este în costum popular autentic. Nu știu, mi s-a mai întâmplat să mă rog pentru ceva anume și Dumnezeu să-mi împlinească dorința și atunci sunt foarte fericită. Uneori chiar foarte repede. Da, sau și așa. Da, nu știu exact să spun. Uneori fericirea mai vine și din lucruri mărunte. Să știți că eu sunt foarte fericită și când îmi cumpăr ceva care îmi place foarte mult.
Cum ar fi? Ceva haine. Care ține de make-up, ceva care ține de vestimentație. Da, sunt pasionată de zona asta de fashion. Pune să răspuns eu deja aflu din feedback-ul pe care îl dau Justina. Chiar și când nu mai cumpăr așa o piesă vestimentară care îmi place foarte mult, am așa o stare de bine. Nu neapărat că e fericirea aceea supremă, dar e o stare de care de este bine. Dorința de acum, dacă nu intrăm prea mult în cotuloanele astea ale inimii? Dorința de acum? Bine, în primul rând să fiu sănătoasă și cei dragi să fie sănătoși, pentru că trăim vremuri incerte și sănătatea e foarte, foarte importantă. Și, nu știu, să vreau, încă nu mă simt stabilă pe un anumit loc și mi-aș dori mai multă stabilitate. Încă nu ți-ai găsit locul, zici tu. Da. Ți-ar plăcea să rămâi definitiv în Iași? Da, da, e o opțiune pe care o vizez de foarte mult timp, dar nu pot să zic că sunt 100% hotărâtă că acolo voi rămâne, dar oricum un procent foarte mare, cam în zona aia tind să mă stabilesc. Mai ales că acum am un serviciu stabil în Iași și cumva sunt legată de acest oraș. La 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 la
Lorena pregătește copii. Lorena, cât de mult contează o viață personală împlinită în destinul unui artist? Cred că este important să fii fericit personal, în viața personală. În viața personală, pentru că atunci când urci pe scenă, se simte când este poate o tristețe în spate, chiar dacă poate vrem noi să mascăm acest să lucru. Să ascundem, dar cred că toți suntem oameni și cred că se cunoaște după om atunci când nu este împlinit sau își dorește ceva mai mult. Dar, cum am spus, toate vin la rândul lor. De Paști, ce o să faceți? Unde veți fi? Sau unde veți cânta? Noi am decis ca de sărbătorile pascale să nu cântăm, să petrecem alături de familie, de cei dragi, pentru că ne așteaptă o vară destul de aglomerată și am hotărât ca cele 3 zile să mergem la biserică, să fim lângă cei dragi și să profităm așa din plin de momente frumoase. Să vă întâlniți toate 3 de Paști? Sper. Cu metrelor. Nu știu, încă nu ne-am făcut ne un plan. Ne imediat după. După Paști, da. Ne-am făcut un plan. E posibil ca eu să totuși să cânt a doua sau a treia zi de Paști. În Iași. Chiar peste Prut. S-ar putea să am o activitate cu serviciu, cu ansamblu. Încă nu e totul stabilit, dar e posibil. Telespectatorii vă pot vedea într-un spectacol curând la București. Două spectacole la Sala Palatului. Primul este pe 30 aprilie. Potcoava de Aur. Îi așteptăm pe toți cei care îndrăgesc acest format, care iată trece pentru prima dată Prutul către București. E un spectacol de anvergură, de data aceasta sub bagheta dirijorală a maestrului Nicolae Botcroșe, a Orchestrei Lăutarii din Chișinău. Iar al doilea spectacol va fi pe... Scuze că vreau să adaug o paranteză și noi mergem acolo în calitate de câștigătoare ale Potcoavei de Aur din anul 2018. Un trofeu, un premiu care ne-a onorat și ne-a responsabilizat foarte mult. Și al doilea concert? Și al doilea concert pe 6 mai, tot la Sala Palatului, vom fi alături de Nea Mărină. Atunci, toți cei care ne privesc acum pot să-și noteze într-un colțișor acolo pe o... al memoriei, ca să zic. Să mergeți, dragi telespectatori, să mergeți să le vedeți, să le bucurați, sunt ale noastre frumoase, talentate. Vreau să intrăm într-un cotlon al... sufletului Iustinei și să te întreb ceva mai personal. Fără ce nu ai putea trăi, Iustina, ce-ți dă ție aer? Credința și familia și faptul că îi știu bine pe cei dragi, că ei sunt sănătoși, că n-au probleme foarte mari. Asta mă face pe mine să merg mai departe. Și totodată aprecierea din partea publicului, validarea că ceea ce fac este în regulă, mă motivează să continui de fiecare dată. Ce vă propuneți în afară de a păstra autenticul? Ce vă propuneți să produceți în sufletul celor care vă ascultă? Muzica poate fi de multe ori o vindecare. Da, noi căutăm tot felul de tematici care oarecum să fie și actuale, chiar dacă ne dorim să păstrăm și autenticul. General valabile, în care să se regăsească oamenii de astăzi. Păstrați un optimism al cântecelor sau în cântecele voastre? Încercăm să păstrăm și un optimism, dar încercăm să diversificăm tematicile, astfel încât, așa cum am spus, să se regăsească și omul care poate e mai trist și cel care are o dispoziție mai bună și, nu știu, cel care are un dor adânc în piept, fie el de casă, de părinți, de cel drag și așa mai departe. Dar poate, într-adevăr, cântecele noastre duc către bună dispoziție mai mult, pentru că suntem și într-o perioadă a vieții noastre în care lucrurile sunt așezate frumos, poate n-am trecut prin multe greutăți și dificultăți, astfel încât sufletul nostru mai mult râde deocamdată. Și suntem și moldovenci, așa, oamenii asta așteaptă de la noi. Vă închipuiți că sunteți atât de, cum să zic eu, sunteți tablou perfect pentru ceea ce reprezintă o moldoveancă.
nu există tablou perfect, cum nu există om perfect, dar încercăm să aducem așa în evidență anumite trăsături care s-au generalizat, pentru că știm cu toții că lucrurile, oamenii sunt diferiți și există particularități de la om la om, dar în linii mari s-au concretizat așa niște trăsături specifice acestor zone istorice și geografice ale țării și, într-adevăr, moldovenii sunt percepuți așa ca fiind dinamici, ca fiind activi, dârzi, harnici. Bine, toți românii sunt, toți oamenii până la urmă sunt harnici sau nu. Vreau să vă mai întreb, când v-ați certat sau v-ați contrazis ultima oară sau ultima dată și de la ce? Pentru că fiecare dintre noi avem firi diferite, este normal să apară și divergențe, dar noi am stabilit de când am început colaborarea aceasta să comunicăm, să ne spunem tot, comunicăm aproape zilnic. Dacă ne deranjează ceva, încercăm să îi transmitem celelalte și încercăm să căutăm soluții în așa fel încât să fie bine. Într-adevăr, au fost și momente tensionate. Cred că ultima dificultate a fost în legătură cu programarea unei filmări în care nu reușeam să ne sincronizăm noi cu videograful, cu participanții, cu vremea de afară și atunci încă căutăm soluții. Dar n-ați ajuns niciodată la polemici, eu știu, să zic, tu ai dreptate. Păi nu, că uite, eu am dreptate, pentru că... Polemici nu cred. Sunt dar au fost momente contradictoriu, tensionate. Doar că încercăm să fim oameni educați, celerați și... Echilibrați. Adică, Iustina, tu nu sunt la părintele și zici, părinte, aprinde o lumânare acolo, pomenește-ne să ne înțelegem, să fim... Ba da, îi cer sprijinul în rugăciune, pentru că el se roagă mai mult decât o fac eu. Dar în același timp încerc și cu fetele să comunic, să spun și cred că cea mai deschisă și sinceră. Sunt destul de directă cu situațiile pe care le traversez, așa este firea mea și e modul prin care eu mă liniștesc. Dacă spun ceea ce am pe suflet, mie îmi trece în secunda numărul 2. Efectul cred că e valabil pentru oricine, că ți-aduce o liniște așa cu... Da, probabil pe moment te afectează, dar după analizăm situația, discutăm și rezolvăm. Se armonizează. Și oricum am învățat așa că timpul până la urmă este cel care le așează pe toate. Le cerne. Le cerne și le discerne. Care este cel mai mare har pe care l-ai primit de la Dumnezeu, Lorena? Și ce talent îți lipsește cu desăvârșire și ți l-ai dori? Cel mai mare har, bineînțeles, este glasul și mi-aș dori să fiu un pic mai liniștită și mai calculată. Ce înseamnă? Cheltuiești foarte mulți bani? Nu, din punct de vedere financiar. Nu. Sunt, cum zic... Mai organizată cu timpul? Mă arunc foarte repede în față, nu gândesc înainte să fac ceva. Instinctivă, e impulsivă, la fel ca mine. Așa. Ia să aflăm la fiecare pe rând. Iustina? Ce talent îți lipsește cu desăvârșire? Un talent pe care ți-ai dori să-l ai? Ce mi-aș dori să am? Mai multă diplomație, poate, în anumite situații. Și mai ales vis-a-vis de oamenii foarte apropiați și foarte dragi. Pentru că, de obicei, față de ei ai mai mult curaj să poți să... Ne încărcăm din lume cu tot felul de lucruri și acasă le descărcăm și nu e cea mai fericită opțiune și variantă. Simona? Și pentru mine cel mai mare har este acela de a cânta și de a crea, cred. Și ceea ce îmi lipsește, îmi lipsesc foarte multe. Dar dacă ar fi strict să mă refer la un talent așa cum l-am pe acesta de a cânta, ar fi faptul că, nu știu, n-am îndeletnicit din acestea meșteșugărești. Mi-ar plăcea să știu, să cos, să fac tot felul de lucruri handmade, dar nu. Nu ai răbdare sau... De fapt, eu cred că nici nu prea am încercat, dacă sincer să fiu. Mă gândeam acum. Doar că, da, efectiv, cred că l-am luat pe nu în brațe, am zis că nu pot și... Ai avea răgazul timpului. Și eu am fost la un moment dat... tentat așa de gândul ăsta să iau războiul din
de pe podul Beciului, cum obișnuim să spunem, de la țară, de la bunicii mei, și să mă apuc, dar nici măcar nu știu cum se numesc alea, de le dai prin... Stative? Așa, stative. Făcea așa, ziceai că zboară un avion. Eram fascinată când eram mică. Dar să cred că eu sunt o fire răbdătoare, de felul meu. Și foarte așezat, așa... așa, a zis Florina că ea se aruncă direct, eu nu, eu stau și calculez, mă hotărăsc atât de greu și pe parte. Asta e minunat că vă completați. Da, când exact. Una zice nu, să zice, fă un pas înainte, da, ca la luntă, așa. Noi vrem să punem, poate, să, nu știu, o întrebare pentru o colaborare și Florina zice, întreb acum, și eu zic, nu, stai un pic să ne gândim, să vedem, să întrebăm pe respectivul sau apelăm la altcineva. Stai un pic să calculăm, să vedem unde înclină balanța mai mult. De asta spuneam că împreună e mai ușor, pentru că ne echilibrăm. Ce ar fi dacă am fi pe cont propriu și ne-am arunca imediat sau dacă am fi prea rezervate și am așteptat prea mult. Găsim împreună un echilibru care, iată, până acum a funcționat. În ce considerați voi că ne putem pune astăzi speranța, voi, fetelor de la Botoșani, să ne fie mai bine, să gândim că poate să ne fie mai bine. Cu credință și răbdare, cred că poate se vor liniști apele. Și încercăm să trăim firesc viața, clipele, zilele care ne sunt date nouă aici. Bineînțeles, cu compasiune față de cei care, într-adevăr, poate și-au pierdut viața în pandemie sau în război. Celor care trec prin perioade dificile. Dar să nu uităm că totuși noi avem clipa de acum și trebuie să o prețuim, să o valorificăm, să o dăruim poate în sprijinul apropiaților sau celor care au nevoie, dar în același timp să ne facem și nouă viața frumoasă și să o trăim într-un firesc cotidian. Într-adevăr, ne-am împovărat destul de mult de frici, teme și incertitudini, cum spunea și Simona adineauri. Este complicat, fiind o generație care nu a trăit vremuri grele, probabil ne este de asta și cu atât mai greu, dar dacă este să mai povestim cu bunicii sau cu părinții care au mai trecut prin experiențe și mult mai dificile, exact, ne dăm seama de fapt că noi suntem de fapt niște norocoși și niște privilegiați ai contextului actual. Vremurile moderne ne ajută față de vremurile pe care le-au trăit bunicii noștri și străbunicii. Da, un pic mai multă speranță, încredere, optimism și curaj de a merge mai departe. Până la urmă, nu noi alegem perioada în care venim pe lume. Exact. Da. Noi trebuie să ne adaptăm și să ne conformăm cotidianului în care ne naștem. Un gând bun pentru telespectatorii care vă privesc acum și un gând bun pentru această sărbătoare din care vom gusta cu toții spre bucuria inimii, ca să zic. În primul rând, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, le dorim sărbători pascale alături de cei dragi, binecuvântate, cu liniște și bucurii, cu sănătate, că e mai bună decât toate. Și sperăm ca în viitorul apropiat să ne revedem și să vă cântăm și încântăm. Pe noi, fetele din Botoșani, ne găsiți și pe YouTube și pe Facebook. Încercăm să fim cât de cât active, dar fiecare dintre noi avem și un drum propriu, adică scoatem și melodii individuale. Simona, tu? Le urez și eu tuturor sărbătoriților, tuturor celor care poartă nume de floare, un sincer și călduros la mulți ani, așa în frunte cu mama mea, cea mai prețuită floare a sufletului meu. Să trăiți, să înfloriți, multă sănătate, e mai bună decât toate, mai ales în vremurile acestea pe care le trăim, și sărbători pascale tihnite, cu cei dragi alături și cu multă liniște sufletească și pace. Și să rămână aproape de cântecul popular. Iustina! Transmit și eu un gând de bine către toată lumea, la mulți ani sărbătoriților, și dacă îmi permiteți, aș spune sau aș citi o poezie. Te rugăm. Lui Tudor Argheți, care chiar așa se numește Deni, că tot încep Denile, din Duminica Florilor. Seara stau cu Dumnezeu, de vorbă în pridvorul meu. El e colea, peste drum, în altarul lui de fum, aprizând între hotare
mucuri mici de lumânare. Din cerdacul meu la el e un zbor de porumbel. Îmi trimite danie câte o gânganie, păianjenii pe sanie sau pe o metanie, atârnați de o sfoară groasă cât o umbră de mătasă. Mi se leagă de pridvoare mirodenii dulci de floare ca o punte de poteci pentru fluturi în scurteici. Pe drumul de el ales, graiul n-are înțeles. Mai mult spune cucuruzul decât gura și auzul. Domnul tace. Glasul nu-și trimite încoace. Domnul face. Doamne ajută! Mai înainte că ar vrea să se mărite cu mătrița noastră. Hai să-i punem o întrebare, să vedem și miriare cu mătrița noastră. Vin cu mătră bucuroasă, zău așa, zău așa, cu mătrița mea. Scoate-o țări de jin pe masă, zău așa, zău așa, cu mătrița mea. Și-o-mi puni țara la cale, și-o-mi afla și gândurare cu mătrița noastră. Să vedem în ea și za și mintea și ea și mai coașe cu mătrița noastră. Hai că așteaptă jinul în sticlă, vină-ncoa, vină-ncoa cu mătrița mea. Vină și ne lămurești când la Botoșani buiești cu mătriță dragă. Ba cât-i măriță îndată, ba deja ești măritată cu mătriță dragă. Of, 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 Doamne ferește, zău așa, zău așa cu mătrița mea. Lumea cât-i mai grăiește, zău așa cu mătrița mea. Hai nu v-ar zice vouă toate, că suntem ca trei surate cu mătriță dragă. E da, și dacă l-aș avea, ar și numai treaba mea cu mătriță dragă. Mătrița mea, cine în lume îi divină, vină-ncoa, vină-ncoa cu mătrița mea. Hai câte lumea li scornește și aiurea negrăiește cu mătriță dragă. Ei, altă grijă parcă n-are, doar și faci în fiecare cu mătriță dragă. Hai lasă lumea să vorbească, zău așa, zău așa cu mătrița mea. Dacă n-o să ne păgubească, zău așa, zău așa cu mătrița mea. Da, pișinii tigră, ești grija ta, îl terpelești cu mătriță dragă. Vorbi multe cui să adunui, să-mi că fac și treabă bună cu mătriță dragă. Vorbi-li oricum, ori treci și noi, într-un an eu petreci și trei cu